seara, dragi telespectatori ai canalului CNS. Revenim cu emisiunea cu tema sportivă a programului nostru și avem astăzi plăcerea și bucuria să prezentăm un invitat de excepție, un invitat care a reprezentat Romașcanii cu succes pe plan național și european. Intru direct în subiect, îl avem astăzi în studio pe Cezar Buzdugan. Bine ai venit. Campion european de Muay Thai în 2014 la Istanbul, dovada este chiar aici în fața noastră, multiplu campion național, mai exact a câștigat 8 titluri naționale, deci un palmares de invidiat în ceea ce privește sporturile de contact. Ca să intrăm în subiect, o să-l întreb pe Cezar cum a fost anul 2018 pentru tine ca și sportiv. Anul 2018 a fost bine, dar am fost la mai multe gale în care am fost anunțat din scurt. A trebuit să forțez pe ultima 100 de metri, nu este bine. Dar, da, trebuie specificat că pentru o gală îți trebuie o pregătire anterioară de câte luni? O pregătire de 2-3 luni. În funcție de... Și, de exemplu, în gala, renumita gala de care a fost transmisă și de Pro TV cu Prințul Bădoi, da. Cu cât timp ai fost anunțat? Înainte cu o săptămână, iar el știa cu 3 luni în urmă. A fost din scurt, dar am zis că sunt pregătit, am riscat, pentru că știam că este un adversar foarte bun, a luptat atât și în țară cât și în afară, foarte multe meciuri la profesioniști. Știam cu cine o să am de-a face, dar am zis că sunt pregătit și am riscat, pentru că este posibil ca adversarul să fie foarte bine pregătit, cum a fost el. Am fost numărat de două ori, m-am ridicat, am continuat meciul, am dus până la sfârșit, dar ferească Dumnezeu să putea întâmpla chiar mai rău, așa că... Dacă e să privim din perspectiva laturii celelalte, ți-ai demonstrat bărbăția și caracterul, dat fiind faptul că ai acceptat. Chiar în pofida faptului că ai avut un timp de pregătire, eu l-am cunoscut personal pe Prințul Bădoi la o gală la București, într-adevăr un caracter deosebit și un luptător deosebit, puternic, deci sunt ferm convins că ți-ai învățat o lecție din această gală. Sigur. Așa în lumea asta am sportivilor de contact, colaboratori, cu cine mai colaborezi, cu cine te mai... Cu cei de la Iași, chiar de la Cătălin Maroșanu, de la El La Sală. A, Scorpions. De la Scorpions, cu maestrul Mihai Constantin. Chiar dânsul m-a sunat și m-a întrebat, foarte drăguț din partea lui, apreciez gestul. M-a sunat și m-a întrebat dacă vreau, dacă accept, nu era musai să accept, dar am zis că fiind gala mare, a luptat Cătălin, a luptat Benea de Gui, a luptat Pascu, a luptat aproape toate vedetele și am zis să merg și eu. Da, nu, e un lucru de apreciat pentru că reprezintă o gală de succes, ca să spun așa, sigur, de top. Sigur. Da, aici trebuie să fim conștienți de aspectul că în galele mari sunt luptători foarte puternici. Acolo nu se pune la îndoială valoarea sportivilor. Bineînțeles. Da, și în afară de gala respectivă, în ce meciuri ai mai luptat? În 2018? Da. Păi am avut și în Cehia, am mers la campionatul european de Muay Thai, unde am pierdut în semifinală, din păcate. Da. Dar e o experiență care, sigur, te-a marcat pe plan sportiv. Deci e o performanță totuși remarcabilă să mergi la un campionat european și să ascezi spre vârfuri. Aici iarăși revin cu o întrebare. Pentru un asemenea campionat, care este perioada de pregătire? Cum valorifici? Tot o perioadă de 2-3 luni. Nu este o perioadă mai lungă. Da, dar fiind mai multe meciuri, nu necesită un plus la cardio, la anduranță? De asta trebuie să te pregătești zilnic, de asta mergem zilnic la antrenament, de asta ne pregătim, o luăm din timp, pentru că sunt multe meciuri, se acumulează, plus că aș vrea să fac și o precizare aici, pentru că eu acum mă acces mai mult pe K1, galele de la noi din țară. Da, fiind mai multe gale de genul, da, automat. Iar eu am mers, am fost o perioadă când am câștigat centura în 2014, am câștigat-o la
Muay Thai, la Thai box. Este o diferență. Aici la noi se luptă la se luptă cu coatele, pe când la K1 nu ai voie, nu ai voie, sunt anumite lovituri interzise. Sunt lovituri interzise, iar eu m-am obișnuit cu ele, acum mi este greu. Te poate penaliza mai rău, chiar te poate depuncta sau te poate exclude, da. Exact. Nu știu, e o trecere dificilă este total de la... diferit, este total diferit acest sport Muay Thai față de, de K1. Da, pentru necunoscători să le explicăm că Muay Thai-ul provine din Thailanda. Din Thailanda, unde sunt permise lupturile de coate. Iar K1-ul are o latură europeană, are totuși. Are o latură europeană, exact. Da. Câte meciuri de Muay Thai ai avut, de fapt? Ai un calcul? Păi numai la o singură gală, în 2014, când am câștigat centura, am avut 3 meciuri. Într-o singură gală? Într-o singură gală. Deci e greu să te debarasezi de anumite reflexe. Este foarte greu să lupți, mai ales că aici am luptat la profesioniști. La profesioniști să lupți la... Da, e alt nivel. La Muay Thai și mi-a mers foarte bine când am câștigat centura. Am avut 3 meciuri, am avut 3 knockout-uri într-o singură zi. Am luptat chiar de ziua mea și mi-am făcut centura cel mai frumos cadou. Da, deci sunt, da. Să înțeleagă telespectatorii noștri că aceste rezultate rămân pe viață în palmaresul sportivului și întotdeauna se creionează amintiri plăcute în ceea ce privește sfera satisfacției obținerii. Nici nu vreau să mă gândesc ce a fost în capul tău când ți s-a pus centura la brâu. Da, n-am cuvinte, pentru având în vedere că am câștigat centura și mai ales de ziua mea, chiar nu m-am așteptat. Mi-era oarecum, o să vin acasă de ziua mea, eu nu știu, cu ochiul vânăt, cu nasul strâmb, nu știu, m-am... Da, adevărul este că îți asumi chestia asta în momentul în care intri în ring. Normal, asta. E firesc. Poți să te aștepți la așa ceva, la orice. Este firesc, da. Da. În sportul acesta, de contact, da. Din cele 8 titluri naționale, cum sunt ele obținute, pe Muay Thai sau pe K1? Pe K1. Sistemul, da. K1. Deci ai acumulat experiență și pe acest stil. Sigur. Și în ultimul timp am axat mai mult pe latura asta de K1. Dacă participările au fost la gale de K1. Da. Am fost și eu prezent la o gală a lui Moroșanu, Dynamite, da. Ce s-a derulat la Piatra Neamț. Ne-am și întâlnit da, la vremea respectivă. Într-adevăr, au mare atracție la public și sunt gale care creează atmosfere greu de descris în cuvinte. Așa. Ca și suport în tribune. Da. Ceea ce conferă și sportivului un plus energetic, sigur, un plus emoțional. Sigur, majoritatea galelor care au fost la Dynamite Fighting Show au fost, sălile au fost pline, ar fi pline chiar. Da, e un sport care a prins... Atât și în București, și la Piatra, și la Craiova au fost pline. Da, haideți să spunem, să specificăm pentru cei care ar dori să se apuce acum de acest sport. Care ar fi vârsta optimă de la care se pleacă, care ar fi metodologia de antrenament, ce tip de alimentație recomanzi, pentru că tu ai acumulat o experiență și care ar fi bine să o împărtășim și celor care poate doresc să asceadă în acest sport. Sunt la Bacău, la noi, la club, la SCM Bacău, avem copii chiar juniori, chiar și de la 15 ani. Bine, nu poți să aduci un copil la vârsta de 7 ani la un sport de contact, dar de la o vârstă de 14-15 ani se poate aduce, nu este nicio problemă. Uite, discutam cu Mihai de la Kwankido, da. Și la ei se iau copiii de la vârste foarte fragede, pentru că le dezvoltă anumite reflexe și o anumită educație în sfera asta. De asta raportez și K1 în sfera luptelor. Da, se poate aduce și la o vârstă mai fragedă, dar... Nu poate lupta, să zicem, să aibă... Nu poate lupta, nu poate merge la o competiție, dar poate face pentru el. Ca să-și dezvolte abilitățile. Sigur, să dezvolte abilitățile. În latura de cântar, tu la ce categorie ești? La -75. Minus Dumnezeu, stau bine, nu mai fac slăbire, da. Normal că trebuie, nu mai... Înainte de gală, bănuiesc că urmezi programul alimentar strict. Sigur. Și cum îți calculezi latura proteică, latura carbohidrați? Nu am un calcul exact. Da, nu am un calcul exact, mai puțin dulce în perioada asta. Zahărul, da. Dar aș vrea să mulțumesc și domnului de la Hotelul Roman, lui Dragoș Chiriac, m-ajută foarte mult cu
sponsorizarea, atât cât și cu masă și cu... Aici e o chestie, chiar... trebuie să-i mulțumim, pentru că mulțumim foarte mult. E o sferă în care e din ce în ce mai greu de găsit sponsori și oameni de suflet, sigur. Dar nu imposibil și în Roman sunt oameni care ajută, așa cum sunt. În cazul eu, meu... Eu sunt un iubitor de sport. Da, și eu am fost ajutat de societatea mea, Maricoin, Hotelul Romaniată îl susține pe Cezar. Sigur. Să sperăm în continuare că vor fi oameni cu suflet care vor investi în sport, nu neapărat doar în sporturile noastre și în celelalte ramuri. Din punctul tău de vedere, anul 2019, ce aștepți de la el? Cât mai multe meciuri. Am început chiar din luna februarie, din luna ianuarie am început cu meci, cu gala, am avut o gală la Vasului, cu succes. Am zis că anul ăsta aș vrea să accept orice luptă, să merg la cele mai multe gale, aș vrea să merg la europene, la mondiale și bineînțeles că s-a făcut sportul olimpic, kickbox-ul, aș vrea să mă calific pentru 2020 și să merg la olimpiadă. Asta mi-am propus. Ar fi o chestie destul de importantă și sigur. Pentru tine ca sportiv și pentru noi ca romașcani, să avem un reprezentant acolo. De aceea îți doresc succes să fii cât mai... Mulțumesc frumos. Și cu muncă și seriozitatea care te caracterizează, eu sunt ferm convins că șansele sunt destul de mari să se întâmple acest lucru. Care e următoarea competiție pe care o vei aborda și când va avea loc? Sâmbăt. Unde anume? Sâmbăt acum la... Plopen, județul Prahova. În Prahova. Da. Cât de mare este gala ca învergură? Este la amatori, da. Dar este destul de important. Se numește Trofeul Dacic. Vin mulți, vin foarte multe cluburi. S-au înscris foarte multe cluburi, am înțeles. Vor fi mulți pe categorie 8, 12, am înțeles, tot undeva în jur de 3-4 meciuri. Este de apreciat că au loc astfel de gale, deoarece păstrează sportivii într-o formă competițională, sigur, ca să sigur. Spun așa, și îi motivează să-și pregătească antrenamentele, să fie tot timpul în priză. Așa. Cam care e frecvența, să zicem, media, într-un an, cam câte competiții majore sunt pe an? 4-5. Da. Aici vorbesc de... De gale mari. Nu, aici vorbesc de campionate naționale. Campionate naționale. Campionate naționale, că pentru, între timp se poate evi o gală. Absolut. Să fiu sunat de un anumit... Gen Dynamite. Exact. Să fiu sunat, să fiu invitat și bineînțeles, cu mare plăcere să nu am atunci în perioada aia un campionat, voi accepta cu mare drag. Da, aviz amatorilor. Cezar este dispus să accepte fiecare provocare în parte. Unde îți desfășori acum antrenamentele? Că știam că ești înscris la Bacău, dacă nu mă înșel. Da, încă la Bacău și la clubul de Roman aici, la noi, la box. La Radu Otcuparu. La Radu Otcuparu, da. Condițiile de antrenamente în sala lui Radu cum sunt? Acceptabile. Se poate și mai bine. Sperăm cu ajutorul primăriei, poate să obținem niște fonduri, să... Eu știu că primăria s-a implicat în ultima perioadă și aprofundează fiecare domeniu în parte al sportiv, din punct de vedere sportiv. Sperăm să avem un plus și în sportul acesta, pentru că și Radu își dedică timpul antrenamentelor și el caută constant valori în box. El fiind antrenor de box în mod expert, pentru cei care nu cunosc. Mult. Da, e un tip carismatic, un tip care toată viața a fost în această branșă, știe cu ce se consumă acest lucru. Câte meciuri vei avea la sâmbătă la gală? Mă aștept la 3-4 meciuri. E sistem piramidal? Da, piramidal. Nu am întrebat, nu vreau să aflu adversari. Și cu cine nu, niciodată nu întreb, niciodată nu vreau să aflu de mine. E de superstiție? Recunosc că am emoții, n-a fost meci în care să nu... Cine spune că nu are meci, nu o să cred. Că nu are emoții, nu o să cred niciodată. Da, eu mereu am avut emoții. Latura umană se manifestă și în spectrul ăsta. Așa, eu mereu am recunoscut. Am avut emoții, doar că atunci în ring... Îmi stăpânesc emoțiile până iau primul pumn sau primul picior în cap. După asta am revenit, nu este nicio problemă. După aia emoțiile dispar. Sigur. Să înțeleg. Da, e important să ai un echilibru psihic, să-ți controlezi anumite elemente. Da. E uman să simți alte chestii. Sigur.
pentru că pur și simplu de acolo ne extragem energia cumva. Și ce să zic, eu sper să revii cu trofeul la Roman și să îl prezentăm în public. Totdeauna am stipulat că Romanul deține tineri cu valoare și cu rezultate și e păcat să nu menționăm, pentru că în general în media am văzut ce se întâmplă, se vine cu exemple negative, de multe ori se pune accent pe alte activități care n-au nicio legătură nici cu educaționalul, nici cu fizicul, nici cu absolut nimic, și știm repercursiunile, tinerii deja sunt o mare parte din ei, nu toți, pentru că sunt și sportivi, au înclinații mai mult pe latura de device-uri, de dispozitive, telefoane, laptopuri, și e păcat să nu încercăm să îi îndrumăm spre sălile de sport, și cel mai bun exemplu este exemplu personal, de asta suntem și noi aici. Așa. După gala asta, care, ce urmează? Campionate urmează, naționale? Urmează un campionat național la Bacău, aici aproape, la noi acasă. Deci Bacău organizează o etapă națională. Da, da. În campionatele naționale, care e sistemul de... Mai exact? Câte meciuri sunt, sau nu se știe, în funcție de cât sportivi sunt? Nu se știe, în funcție de cât sportivi, de câte concursuri se înscriu. Știm sigur că e vorba de categorii și sportivii care se prezintă la categoriile respective. Da, 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 sigur. Ok, și acolo ce pronostic... Trebuie mult să fac o figură frumoasă, pentru că în funcție de ce loc voi lua la campionatul național de la Bacău, voi merge mai departe la europene sau la mondiale. Și ca să merg la olimpiadă, trebuie mult să plec de aici, de jos, de la campionatul național. Ca în orice sport, rezultatele pozitive la naționale te includ în lotul național pentru competițiile externe, ca să înțeleagă. Da. Da. Ar fi indicat să te urmărim mai departe și în Europa, pentru că... Sper... Măcar picăturile astea mici care le mai aduc sportivii să creeze ceva plăcut pentru romașcani. În vară? Deocamdată nu știu, atât știu cam acum în februarie și în martie. Și pentru calificări am înțeles că vor fi în august și septembrie. Calificările în europene, mondiale. Da, la calificări trebuie să participi în lot sau în sistem de piramidal sau ce? Tot așa vor fi și la cele europene și mondiale, tot piramidal. Tot piramidal, sigur. Nu? Și la olimpiadă, dacă se va ajunge, Doamne ajută, și acolo tot. Ai câteodată așa, să zic, timp să-ți spionezi din adversarii din Europa? Dacă e să mergi la o competiție mai mare, să vezi... Da, sigur, dacă au mai participat la gale mai importante, sigur, îi poți căuta și pe YouTube. Mă refer la aspectul să monitorizezi un pic ce e în branșa respectivă. Sigur, da. Dar având în vedere că acum este primul an că s-a făcut sport olimpic, nu cred că o să pot urmări, să spun, că este primul an, deci nu am idei care și cum. Mm-hmm. Noi sperăm totuși că vei face o, să zic, vei avea o prestație frumoasă și ne vei face, și oricum noi suntem mândri că avem asemenea sportiv în cadrul municipiului. Știi că la Roman s-a constituit și o asociație sportivă, CSMTB Roman. Da, da. Poate pe viitor se va deschide și o secție de sport de contact de genul. Da, chiar am vrut să vă spun că anul ăsta aș dori, cred că la sfârșitul anului aș dori să deschid și o sală de kickbox. Pentru cei interesați? Pentru cei interesați, sigur. Dar momentan să o deschid și după aia voi veni și... Ai e deja o locație? Ne poți da ceva indicii? Nu, doar că... Vreau mult să deschidă o sală de kickbox. Am fost întrebat de mai multe persoane. Ai găsit susținere? Deocamdată n-am găsit susținere de aici. Asta ar vrea cam la sfârșitul anului să văd și în funcție de rezultate. Da, în general, orașele mari, gen Iași, Bacău, au cluburi puternice. Sigur, au cluburi puternice. Tradiție, dar nici Romanul nu e departe. Nu este ceva imposibil. Se poate. Da, să sperăm că se va pune în practică și acest proiect și această dorință ta.
Cu certitudine, dacă se dorește, se poate pune umărul. Eventual autoritățile locale, vedem, da. Poate se va găsi o pârghie prin care să se deschidă și o sală de kickboxing. Într-o sală de genul acesta, de ce aparate ar fi nevoie? De saci, protecții, atât. Ring ar fi mai puțin important, mai relevant. Puțin important, da. Dar protecțiile, saci, scuturi, astea sunt principalele. Din arsenalul de exact, antrenament, sigur, da. Și multă voință. Și multă voință, bineînțeles. Trebuie să te la baza tuturor. Obliga omul să vină la mișcare, la antrenament. Și la noi, la Bacău, sunt persoane care vin doar să facă pentru ei. Mișcare. Mișcare. Absolut. Doar nu este obligat de nimeni să facă, să vină, să-și ia pumni în cap, în ring sau să participe la campionat. Nu, dar ca să dobândească anumite reflexe, sigur, și să facă mișcare, că ca și sigur. Gen pentru cardio, pentru tonifiere, ar fi foarte indicat. Bineînțeles. Din experiența mea știu că lovitul în sac chiar necesită este foarte obositor. Consum energetic. Pentru că nu știu cum să lovească în sac, dar este destul de... E obositor. Deci este un generator de consum de calorii și așa mai departe. Sigur. Știi că vara trecută ne-am întâlnit și în parc la zona de street workout. Da, da. I-am mulțumit domnului primar pentru ideea, chiar o idee fantastică. Da, pentru... foarte bună. Anul ăsta ce facem? Ne vedem în parc? Ne vedem, sigur, cum să nu. Aviz tinerilor, cei care vor să ne găsească, noi mai evadăm în zona respectivă și încercăm să ne antrenăm împreună cât de cât, fiecare pe domeniul lui, dar brațele sunt brațe și îi invităm pe toți tinerii când avem și noi fereastră, să zicem, duminica dimineață, sâmbătă, după amiază, să ne vedem la o mișcare în parc. Poate organizăm un grup mai amplu de tineri, da. Mobilizăm și facem mișcare. La zilele romanului vei participa? Dacă voi fi invitat, dacă voi avea ocazia și dacă nu voi avea un meci în perioada respectivă. Deci în ultimii ani s-au organizat și latura asta a sărbătorii sportive la zilele romanului. Sperăm și anul acesta să organizăm ceva. Drept urmare o să încercăm să te invităm alături de noi ca fiind cea mai mare plăcere, sigur. Cum a fost și la Cupa Romașcană, la care ai fost prezent și așa. Vă mulțumesc că m-ați Nu, dar noi încercăm să ne coagulăm așa ca și iubitori ai sportului și să generăm cât mai multe acțiuni de genul care să motiveze pe toată lumea. Da, da. Cezar, ce să spun? În primul rând, mulțumim că ai acceptat invitația noastră. În altă ordine de idei, îți urăm succes în proiectele și în competițiile următoare. Și cu certitudine te așteptăm și la alte emisiuni ca să demonstrăm că sportul generează nu numai satisfacții morale, dar și o sănătate de fier și o latură a educației foarte bine conturată. Sigur. Acestea fiind spuse, vă doresc o seară plăcută. O seară bună. Mulțumim pentru vizionare.